Doamnelor și domnilor, bună dimineața, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Spirit și Credință, sunt Părintele Adrian Stănulică. În dimineața aceasta vă propun un dialog despre iertare, despre cum să ne împăcăm cu noi înșine, cu ceilalți și, nu în ultimul rând, despre cum să avem o trăire frumoasă împreună cu Dumnezeu, despre cum să ne împăcăm cu Dumnezeu. Așadar, vorbim despre iertare în dimineața aceasta la Spirit și Credință cu doamna Valentina Bangău, psiholog și psihoterapeut. Vă mulțumesc pentru că ați revenit la Spirit și Credință. Bună dimineața, bine v-am găsit pe dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră. Mă gândeam că vă pot prezenta, de fapt, psiholog, psihoterapeut și poate chiar psihologul emisiunii Spirit și Credință, pentru că tare dragi ne sunt întâlnirile cu dumneavoastră și sunt convins că și de folos pentru cei care ne privesc. Așa că vă mulțumesc și sunteți psihologul și psihologul emisiunii noastre. Mulțumesc și eu și sper să fie acest lucru. Și de asemenea, Părintele Marius Reșceanu, parohul parohiei Sfântul Ștefan din Craiova. Mulțumesc foarte mult, Părinte, pentru că sunteți împreună cu noi în dimineața aceasta la Spirit și Credință. Bine v-am regăsit! Așadar, de ce este atât de importantă iertarea în a avea o așezare sufletească, în a fi sănătoși din punct de vedere spiritual? Și știm că adesea, dacă suntem sănătoși din punct de vedere spiritual, ne bucurăm și de o sănătate fizică de cele mai multe ori, sau că dereglările din punct de vedere, din plan emoțional, generează uneori și suferințe fizice. Deci avem nevoie de tihnă ca să fim sănătoși. Dacă vă uitați la mine, de totdeauna când te gândești la iertare, ai primul impact sau cel mai mult te impactează gândul către iertarea păcatelor sau către iertarea pe care o oferă divinitatea. Dar din punct de vedere psihologic, avem sau lucrăm mai mult cu iertarea legată de relații și cu iertarea de sine. Partea aceasta spirituală este apanajul sau partea părintelui. Este important să, din punctul acesta de vedere al relaționării cu tine și cu ceilalți, să te poți ierta, pentru că iertarea este o eliberare până la urmă. Asta vreau să vă întreb. Este iertarea un mijloc de înnoire, să spunem? De curățare? De renaștere? De vindecare? Da, sunt multe cuvinte. Din punctul meu de vedere, este o modalitate de vindecare, este o modalitate de eliberare a persoanei. Restul, nu sunt adeptul, dacă tot am discutat puțin și anterior, nu sunt adeptul iert și uit. Nu mi se pare că se potrivește din punct de vedere psihologic. Iert într-adevăr și integrez ceea ce mi s-a întâmplat sau caut să înțeleg și să învăț din acel lucru. Să uit ce mi s-a întâmplat. Da, dar sigur, faceți referire la o discuție pe care am avut-o înainte de a începe emisiunea, atunci când spuneam, Părinte, că aproape zilnic spunem în rugăciunea Tatăl nostru și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri, dar foarte des auzim spunându-se te iert, dar nu te uit. Și cred că expresia aceasta nu vorbește despre o neuitare în sensul pedagogic, de a învăța ceva din experiența respectivă, ci e mai mult o formă de neiertare. Dar haideți să ne întoarcem un pic la prima, să spunem, afirmație. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. O spuneam foarte des cu toții. În ce măsură și suntem conștienți că iertarea noastră din partea lui Dumnezeu este într-o strânsă legătură
cu relația pe care noi o dezvoltăm cu cei din jur? Pentru că toată legea este cuprinsă în două fraze foarte clare, foarte limpede pronunțate de Mântuitorul Hristos. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, cu toată puterea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dacă mergem la rugăciunea domnească, la rugăciunea Tatăl nostru și vedem că este o condiție pusă acolo pentru a primi iertare de la Dumnezeu, ca și noi la rândul nostru, iată că ne regăsim în această poruncă dumnezeiască, unde este toată sinteza învățăturii pe care ne-a lăsat-o Mântuitorul Iisus Hristos. Dar un detaliu este foarte important, pentru că noi cerem înainte de lucrul acesta, îi cerem să ne dăruiască pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi. Îi cerem lui Dumnezeu această hrană de care noi avem nevoie, iar mai apoi îi cerem să ne ierte greșelile și se adaugă precum și noi iertăm greșiților noștri. Sunt legate cele două cereri către Dumnezeu cu condiția primim de la Dumnezeu ceea ce noi avem nevoie, atât trupește cât și sufletește. Pentru că iertarea, în primul rând, ține de sufletul nostru. Și este un exercițiu greu. Spuneați că nu uităm, ține de umanitatea noastră și are această latură pedagogică, dacă doamna psiholog făcea referire aceasta, și este foarte importantă să învățăm din greșelile noastre, din căderile noastre. Și o întâmplare nefericită are o parte bună, o pedagogie extraordinară. Absolut. Ne punem în gardă și încercăm să nu mai repetăm ceea ce am greșit. Este un lucru foarte important. Iar iertarea, din punctul meu de vedere, cred că este lucru cel mai minunat care ne apropie de Dumnezeu. Ne aseamănă într-un fel cu Dumnezeu. Omul care nu reușește să ierte este pus într-un impas foarte mare, în imposibilitatea de a-și arăta, de a manifesta darul dumnezeiesc, iubirea. Și în momentul în care ai sufocat lucrul acesta, se distruge tot. Te dezgolești pe tine de toate darurile cu care Dumnezeu te-a înzestrat. De aceea, urmărind firul biblic al Sfintei Scripturi, de la referatul Genezei până la Apocalipsă, găsim lucrul acesta ca un îndemn, ca un lucru imperios necesar să-l facem. Este un exercițiu la care suntem chemați să ne înhămăm cu toții. Fără iertare nu putem să ne apropiem de Dumnezeu. Fără iertare nu putem să tindem, să aspirăm la mântuire. Da, mă gândeam la Scriptură și la faptul că este plină de exemple referitoare la iertare și la necesitatea de a ierta. Punem în legătură, doamna Bangău, iertarea cu iubirea? Cu siguranță, atunci când ierți, arăți dragoste față de cel de lângă tine. Arăți dragoste față de tine. Pentru că, în fond și la urma urmei, când își ceri iertare, este ca și când ți-ai da voie să te vezi vulnerabil. Foarte multă lume, poate că ăsta este motivul pentru care le este greu să ceară iertare. În momentul în care te duci să-ți ceri iertare, pentru că iertarea presupune pe cineva care iartă și pe cineva care își cere iertare. Iar în momentul în care ai greșit și urmează să-ți ceri iertare, presupune că în momentul acela îți dai jos masca de om bun pe care o ai întotdeauna și te vezi vulnerabil. Și este nevoie să-ți îmbrățișezi această vulnerabilitate. Să trebuie să accepți. Cu curaj, exact, să
poți să-ți accepti, eu știu, agresivitatea sau imperfecțiunea sau faptul că nu ești o persoană care e numai bună. Da. Și atunci, normal că este vorba despre iubire. Ori de câte ori vorbim despre iertare, ne ducem cumva cu gândul la faptul că oamenii nu își cer iertare și ne gândim prea puțin la exercițiul pe care noi îl facem în sensul acesta, la cât de dispuși suntem noi să cerem iertare celorlalți. Suntem în perioada postului. Duminica care marchează începutul postului, a izgonirii lui Adam din Rai, se mai numește și Duminica Iertării. Exact. Și foarte frumos, și eu am acest gust amar, un regret pe care îl trăiesc an de an, că ceea ce se întâmpla în satul românesc, copiii mergând la casele părintești, Să-și ceară iertare, sărutau mâna părinților. Este un gest fantastic, extraordinar, are o încărcătură emoțională, o trăire atât de profundă, atât de curată, și noi încercăm astăzi să dăm importanță unor lucruri, unor valori care de multe ori nu știm dacă se identifică cu ființa noastră românească. Mă întreb de multe ori de ce renunțăm la ele cu ușurință. La taina cununiei este momentul acela frumos când mirii își sărută mâna unuia celuilalt. Este un gest simplu, dar are de asemenea o încărcătură fantastică. Ne cerem iertare unuia celuilalt. Iertarea presupune, părinte, și o formă de smerenie. Cu siguranță. Acceptare sau de asumare a slăbiciunii noastre de a merge cu această slăbiciune în fața celui căruia i-am greșit. Eu cred că atitudinea pe care noi o avem în fața acestui subiect, iertare, este o atitudine pe care copiii o învață de când sunt mici și ar fi potrivit să o învețe adecvat și sănătos. Dacă mama sau tata îi cere copilului să spună scuză-mă, dar mama și tata niciodată autentic nu a spus îmi pare rău sau te rog să mă ierți că am greșit, făcut un lucru, da, care nu este corespunzător, copilul va învăța să fie, atunci va spune scuză-mă, dar mai târziu va fi inautentic. Va spune acel scuză-mă poate inautentic sau pur și simplu nu-l va spune când va ajunge și el ca și părinții adult. Este considerat astăzi, doamna Bangău, acest demers de a-ți cere iertare ca, nu știu, un semn de slăbiciune? Niciun caz. Fiecare dintre noi, cred că dacă am trăit aceste momente, și cred că le-am trăit, este imposibil să nu le fi trăit, se zice, Gandhi spune că oamenii puternici sunt cei care își cer iertare. Nu oamenii slabi, pentru că exact cum am spus, devii puțin vulnerabil în momentul în care recunoști că ai greșit. Da? Nu mai ești omul perfect pe care vrei să-l afișezi de cele mai multe ori. Da? Și atunci, cu siguranță, ai nevoie de forță pentru a merge acolo și a te întâlni cu tine și a te întâlni cu partea aceea nu tocmai plăcută, cu partea puțin întunecată a ta, și a ți-o recunoaște și a ți-o accepta. Ori lucrul ăsta nu poate să-l facă un om slab. În niciun caz. Poate trebuie să mai înțelegem și faptul că iertarea, citam undeva, că nu este justiție. Iertarea este, sau a fi iertat nu te absolvă de a-ți asuma responsabilitatea pentru ceea ce faci. În schimb, spunea cineva că îți dă posibilitatea să continui relația, ceea ce este foarte frumos. Pentru că ea implică o ridicare a fiecăruia dintre noi. Când
am recunoscut ceea ce am greșit și cerem iertare pentru fapta săvârșită, ne asumăm și ridicarea. Pentru că ceea ce spunea doamna psiholog mai devreme, tradus în limbajul bisericesc, smerenia îl înalță pe omul care este înțelept la minte, cel care este biruit de mândrie, de orgoliu, de toate neputințele lui, nu va reuși niciodată să accepte că a greșit. Rămâne acolo și zicea, ce mă interesează pe mine? Lasă, că mergem înainte. Omul înțelept le cântărește bine, se smerește, este modest și își asumă această poziție a celui care a greșit și își cere iertare. Și ce frumos dacă am avea grijă mai mult, atât în familie, cât și în școală, cât și la biserică, acolo unde ne întâlnim cu copiii noștri, să învățăm să își ceară iertare pentru ceea ce greșesc. Fac mulți dintre ei exercițiul acesta chiar între ei. Și este frumos să vezi doi copii care, puși față în față, își cer iertare unuia celuilalt pentru că l-au necăjit, l-au supărat sau l-au îmbrâncit. Din păcate, noi adulții uităm lucrul acesta și ni se pare atât de trecător. Pe lângă noi trece atât de repede un act pe care noi l-am făcut și am provocat rău celui de lângă noi sau ne provocăm nouă înșine, ne provocăm rău și nu suntem în stare să luăm această poziție, această atitudine prin care să ne cerem iertare. Nu o luăm pentru că suntem indiferenți sau pentru că suntem prea plin de noi, prea orgolioși ca să recunoaștem că am greșit. Da, cu siguranță mândria care este începutul tuturor păcatelor alungă starea aceasta de modestie, de smerenie pe care noi o propovăduim, pentru că omul smerit are în el acea frumusețe și acea simplitate necesară unui dialog constructiv într-o comunitate, pentru că nu trăim singuri, nu putem să ne izolăm, nu putem să spunem, a, nu mă interesează și ce dacă i-am făcut nu știu ce, e treaba lui, se va descurca sau nu știu cum o va rezolva. Nu, înaintea lui Dumnezeu eu voi fi responsabil pentru răul pe care l-am provocat celui de lângă mine sau celui din comunitatea unde noi trăim. Este foarte important și eu cred că izvorul acestei atitudini este tocmai mândria care naște multe alte păcate. Mi-aduc aminte că la una din lecțiile deschise la Liceul de Artă Marin Sorescu, la clasa a 12-a, era o clasă de arte plastice, au reprezentat grafic păcatul mândriei. E impresionant. Au fost 10.000 de abordări. Însă, una foarte frumoasă, o inimă pusă undeva în mijlocul desenului, din care curgeau niște picături. Explicându-ne tânărul respectiv, spunea că mândria suge dragostea omului, ceea ce el are cel mai frumos, îl dezbracă, îl golește de iubirea lui, de frumusețea, de darurile pe care le-a primit. Și din aceste picături se nășteau multe alte răutăți pe care omul le face. Da, foarte, foarte frumos și profund exprimat lucrul acesta. Vorbeam la începutul emisiunii, doamna Bangău, despre importanța de a ne ierta pe noi înșine. Din nou, când vorbim despre iertare, ne gândim la relațiile cu cei din jur. Ne gândim și din punct de vedere spiritual. Dar este important să ne așezăm și să vedem unde
am greșit noi față de noi și cum să facem această iertare față de noi înșine? Sau de ce este ea importantă? Eu aș pleca de la întrebarea pe care ați spus-o anterior, de ce unii oameni nu pot să ierte. Eu cred că se întâmplă lucrul acesta și pentru că ei suferă. Să nu uităm că cel care a fost agresat într-un fel sau, eu știu, i s-a adus un prejudiciu, el suferă. Nu iartă pe celălalt, chiar dacă vine iertarea, este un proces. Nu poate să vină cineva la mine acum și să-mi spună iartă-mă pentru ceva. Nu înseamnă că eu instantaneu o să-l iert. O să țin cont de ceea ce a spus, poate că îmi doresc să-l iert brusc, dar nu cred că se poate așa. Este un proces, este un travaliu pe care îl parcurge cel căruia i s-a greșit. Și atunci este vorba de suferință, nu pentru că nu vrea, ci pentru că efectiv el suferă și nu poate. Și are nevoie de timp să înțeleagă toate lucrurile care s-au produs sau i s-au produs, să le integreze. La fel și în ce privește iertarea de sine, este o rană contra ta însăți. Este o suferință pe care ți-o produci singur. Și nu este ușor și facil să accepti că, nu știu, n-ai fost cum ți-ai dorit sau nu te-ai ridicat la nivelul așteptărilor. Uneori, în spatele acestor trăiri sau acestei suferințe, poate să apară rușinea, poate să apară vinovăția, sunt emoții care distrug în timp. E nevoie să începi să fii îngăduitor și să înveți să te accepți, să te îmbrățișezi, să-ți îmbrățișezi cu curaj și părțile mai puțin pozitive ale tale. Este un proces lung, nu este ușor, dar este posibil. Dacă este posibil să ne iertăm pe noi înșine și să ne acceptăm slăbiciunile și să lucrăm la întărirea lor, v-aș întreba, părinte, cum este cu iertarea pe care Dumnezeu ne oferă? E ceva ce nu iartă Dumnezeu la noi? Nu, Dumnezeu ne iartă absolut tot. Gândiți-vă că avem prin excelență exemplu pe care Hristos ni-l dă pe cruce. Cere îngăduință, cere iertare Părintelui Ceresc pentru cei care îl așează pe cruce. E adevărat că, vorbind din punct de vedere omenesc, mintea noastră ne pune la multe încercări și sunt multe trepte de urcat până ajungi la acea stare de acceptare în care să spui, l-am iertat, chiar dacă îmi aduc aminte de răul pe care mi l-a făcut. Însă, din punct de vedere creștin, facem trimitere întotdeauna la ceea ce ne învață Mântuitorul Hristos. Să întoarcem și obrazul celălalt, să iertăm. Iar iertarea când vine, așa cum spuneam, din iubire, atunci ea depășește orice timp, orice așteptare. Și cred că atunci apare și puterea de a vindeca, de a îndrepta cu siguranță în cel care a greșit. Cu siguranță. Eu probez lucrul acesta și ceea ce propovăduiesc, proclam la predica pe care o rostesc înaintea credincioșilor, încerc pentru ca forța cuvântului meu să fie puternică și să miște sufletele celor care mă ascultă, s-o și trăiesc. Dacă nu, această forță eu nu o regăsesc. Și ne-ar trebui probabil multe emisiuni
să povestesc întâmplări cu credincioși, cu diferite persoane care îți provoacă rău sau îți fac mult rău și încerci să te înham la acest exercițiu al iertării, care nu e ușor. Este ceea ce spunea doamna Bangău puțin mai devreme despre autenticitate atunci când în relațiile cu cei din jur și despre cum îți ceri iertare și despre cum ierți în realitate. Și bineînțeles că nu este ușor atunci când cineva îți greșește în așa măsură încât uneori te destabilizează din punct de vedere al, nu știu, întreaga ta trăire, existență, simțire este tulburată uneori de greșeala pe care cineva o face și atunci spui te iert, dar nu te uit, asta e de neiertat și însă, așa cum spuneați, e foarte important să avem înțelegerea faptului că dacă Dumnezeu iartă orice, atunci și noi avem această capacitate, chiar dacă ne este iar greu. Iar Sfinții Părinți spun un lucru foarte important. Mie îmi place tare mult că atunci când ai lângă tine persoane care îți greșesc și ești chemat să ierți, e calea cea mai dreaptă către mântuire. Îi ai permanent lângă tine. Dacă tu nu vrei să te asemeni cu Dumnezeu pentru că ai primit această poruncă să crește, să vă mulțiți și să stăpâniți pământul. Suntem chemați la această creștere, la această asemănare cu Dumnezeu. Și dacă noi nu putem să împărtășim un pic de iubire față de cineva care n-a reușit, atât de cuprins de neputințele lui este și zici, măi, da, sunt un om înțelept, sunt un om chipzuit, pot să-l ajut, pot să-i stau aproape, să reparăm problema aceasta. Ori această participare te încadrează pe drumul acesta al mântuirii. Al mântuirii și al asemănării cu Dumnezeu, așa cum spuneați. Vă propun să facem o scurtă pauză în dialogul nostru și să ne îndreptăm atenția către un loc unde ne putem aduna sufletește, astfel încât să ne găsim resursele pentru a privi altfel spre viața noastră, spre relațiile cu cei din jur și, de ce nu, spre a ne lua tăria de a înțelege cât de importantă este relaționarea bună între noi și, prin urmare, iertarea. Și apoi continuăm dialogul nostru despre iertarea care vindecă, dar și despre consecințele neiertării. Doamnelor și domnilor, vă invit să vă îndreptați inima și atenția către un așezământ monahal din Oltenia, într-un reportaj realizat de colega noastră Simona Carauleanu. Urmărim reportajul și apoi continuăm dialogul nostru despre puterea vindecătoare a iertării. Mănăstirea Clocociov este așezată în orașul Slatina din județul Olt. Este închinată arhanghelilor Mihail și Gavril. Existența sa se datorează danilor făcute de domnitorii țării românești, așa cum era o rânduială a vremii. În ordinea timpului, Neagoe Basarab, Mihai Viteazul și Matei Basarab sunt cei care au vegheat la ridicarea sa. Cel din urmă, Matei Basarab, cu ajutorul nepotului său, a construit acest complex monahal care se mai păstrează până în zilele noastre ca formă și parțial ca pictură, așa cum a fost odată. Numele de Clocociov pe care îl poartă această așezare ar putea veni de la cuvântul de origine celtă clivus, adică deal, pantă abruptă. O altă explicație ar fi că toponimul local a Clocotii a fost preluat ducându-ne cu gândul la apele Oltului, aflate în vecinătate, care se revarsă în Dunăre cu un zgomot de clocotire. Și așa a apărut Clocociov, denumirea mănăstirii, dar și a cartierului aflat în vecinătate. Biserica veche este în centrul complexului monahal. Intrarea se face pe sub turnul clopotniței. Este din cărămidă, tencuită și văruită.
are împărțirea specifică modelului bizantin în formă de triconc, la care se adaugă armonioase elemente autohtone de secol XVII. De o frumusețe aparte și care dau măreție construcției sunt turlele bisericii. Refăcute după modelul celor care au fost odată, se înalță mândre pe albastrul cerului. Impresionant este și zidul gros ce înconjoară și protejează mănăstirea, iar urmele vechilor temelii se regăsesc pe partea de sud a așezării. Peste pictura în frescă, originală, de la 1645, la restaurarea făcută, 200 de ani mai târziu, s-a folosit tempera, de o calitate nu tocmai bună. A fost mai târziu spălată și o parte din pictura inițială, bizantină, a ieșit din nou la suprafață. O altă refacere a avut loc în 1937, iar cea mai importantă s-a încheiat în 1988, devenind astfel un monument istoric reprezentativ pentru patrimoniul național. Și ca o incursiune în timp pentru pelerini, regăsim la mănăstirea Clocociov un muzeu ce ne duce cu gândul la vremurile de mult apuse. Clocociovul de acum se reflectă în oglindă cu cel de odinioară, ca o mărturie a frumuseții artei românești. Acum, în mănăstire, obștea monahală numără 39 de măicuțe și, conform îndemnului creștin Ora et Labora, adică roagă-te și muncește, fiecare zi își urmează cursul după o rânduieli bine stabilite. Hărnicia și talentul măicuțelor sunt bine cunoscute. Printre atelierele deschise aici se remarcă cel de veșminte și accesorii bisericești. Biserica nouă a mănăstirii Clocociov a apărut ca o binecuvântare pentru mulțimea de credincioși care caută alinare și vin spre rugăciune. La sfârșitul secolului 20, în timpul părintelui Visarion, s-a ridicat acest așezământ nou. Mănăstirea Clocociov a rezistat timp de 5 secole și s-a transformat în acest loc minunat, o oază de liniște și spiritualitate, un model pentru învățătura creștină. Am fost și la mănăstirea Clocociov, datorită colegei noastre Simona Caraoleanu, și mulțumim pentru imaginile pe care ni le-a oferit. Dacă aveți posibilitatea, îndreptați-vă și pașii, nu doar inima, către acest loc sau către oricare așezământ sau monahal sau orice biserică din Oltenia, pentru că, sau din oriunde din țară, pentru că în biserică ne întâlnim cu Dumnezeu și în întâlnirea aceasta primim și iertarea. Părinte, unul dintre mijloacele pe care le avem la îndemână în biserică pentru iertare este taina spovedaniei. Este taina în care ne curățăm de tot ceea ce ne murdărește din punct de vedere spiritual, ne înnoim și apoi suntem gata să ne întâlnim, ba mai mult să ne unim cu Hristos prin taina împărtășaniei. Cu siguranță este un moment atât de frumos, de înălțător pentru sufletul omului, pentru că sunt foarte multe tratate ale Sfinților Părinți care aseamănă cu judecata de apoi, momentul acesta. Mintea omului, când la auzul acestor cuvinte, cu siguranță că începe să fie foarte, foarte atent, intră într-o zonă de frică, de teamă, pentru că e destul de necunoscut pentru noi
cum ne va judeca Dumnezeu. Dar diferența între spovedanie, taina spovedaniei și judecata de apoi constă în faptul că aici avem dreptul să vorbim, să ne apărăm, să motivăm anumite decizii pe care le-am luat în viața noastră. Ceea ce la judecata de apoi nu se va mai întâmpla. În câteva clipi, așa cum ne spune Scriptura, vom auzi toate câte am săvârșit. Avem acest prilej de a ne descărca de tot ceea ce adunăm în fiecare zi, că sunt lucruri mititele, mici răutăți, că sunt rele mai mari, că sunt păcate grele care dereglează așezarea conștiinței noastre, momentul acesta este unul prin care noi ne curățăm, ne eliberăm și punem început bun, un nou început. Ne ridicăm, pentru că Mântuitorul ne îndeamnă, dacă am căzut, să ne ridicăm. De câte ori vei cădea, ridică-te și te vei mântui. E cel mai frumos lucru pe care putem să-l facem. Și trebuie să înțelegem că Dumnezeu ne-a lăsat această sfântă taină prin care primim iertare de păcate, de altfel și la taina Sfântului Maslu sunt iertate acele păcate mai mititele pe care noi uităm să le mărturisim, pentru că rugăciunile care se citesc după Apostol și Sfânta Evanghelie fac referire la păcatele acestea. Spre exemplu, în rugăciunea 5-a se spune: păcatele tinereților mele nu le pomeni, Doamne. Sunt lucruri pe care poate le-am uitat, de care nu ne mai aducem aminte. Însă ceea ce este important, să ținem acest clopoțel liber, să ținem conștiința trează, pentru că ea sună, ea ne spune: ai greșit. Trebuie să scap de lucrul acesta. Trebuie să pui un început bun. Nu poți să mergi în continuare așa. De multe ori creștinul are tendința de a intra oarecum în vacanță și își amintește în preajma marilor sărbători că trebuie să-l mai viziteze pe Doamne, Doamne, și vine la biserică și zice: părinte, n-am ținut post. Dar nu e o condiție, poți să te mărturisești oricând și este important ca tu să nu uiți că ești un atlet al lui Hristos, că ești angajat pe această cale care este o cale a adevărului și care te duce către viața cea veșnică. Suntem călători în lumea aceasta. Nu putem să ducem toată povara lucrurilor, așa cum spuneam, mai mici sau mai mari, greșite pe care le-am săvârșit în viața aceasta. Este important să nu uităm de Dumnezeu, e important ori de câte ori simțim nevoia să ne descărcăm de bagajul acesta care este incomod și să o luăm de la capăt, pentru că Dumnezeu dorește să nu ne piardă pe niciunul dintre noi. Nu are pe nimeni de pierdut. Toți suntem fiii Lui. Și dacă este Părintele nostru cel Ceresc, cu siguranță că este și iubitor, este și iertător, mult îngăduitor și are și multă răbdare cu noi. Și iartă tot, de subliniat lucrul acesta. Doamna Mangău, Părintele vorbea despre cât de important este spovedania pentru așezarea sufletească a unui om care adună uneori acolo poveri. Din punct de vedere psihologic, cum vedeți acest moment al confesării, acest moment al recunoașterii, acest moment în care descarci, în care împărtășești cu cineva din fața ta apăsările tale? Cât de important este el pentru sănătatea emoțională a unui om?
ceea ce ați spus acum este o definiție a psihoterapiei. Practic, n-am vrut să spun asta, dar așa a ieșit. Da, o persoană care vine la psihoterapie împărtășește cu terapeutul ceea ce experimentează. Este liberator. Uneori, nu din punct de vedere religios, ci din punct de vedere uman, este liberator să poți să împărtășești cu cineva apăsările tale. Să ajungi la înțelegerea că suferința pe care ți-a fost pricinuită de cineva care ți-a greșit sau de tine, care nu ai făcut ce trebuia, nu este ceea ce te definește, ci există dincolo de acest lucru și de aceste emoții o persoană care este plină și de lucruri pozitive și de emoții bune și fericite și da, deci este eliberator, este constructiv, este și este evident cât de important este un astfel de moment pentru fiecare persoană de a te de a te confesa, de a te descărca de gândurile și apăsările pe care le ai, fie că ești la psihoterapie, fie că ești la scaunul spovedaniei. Și acum am o întrebare și sincer nu știu cui să o adresez, dar poate răspundeți noastră cum doriți. Cum se împacă preotul cu psihologul? Pot ei să conlucreze în a-l ajuta să fie bine pe omul care este apăsat de atâtea? Cu siguranță. Eu sunt convins că există o legătură. Eu sunt de părere că un preot are nevoie de un minim de cunoștințe de psihologie. Este foarte important. Că Danco, o să-mi spuneți că are nevoie de un prieten psiholog. Da, și de lucrul acesta. Dar este foarte important. Pentru că sunt, nu știu, pot să dau un exemplu de un tânăr care săvârșește o infracțiune și deschide ușa bisericii și spune: părinte, vreau să mă ajutați, știți, mi s-a întâmplat lucrul acesta. Ori nu poți să-l, dacă înțelegi din câteva cuvinte că nu este o persoană legată de biserică, nu este un practicant, nu are un minim de cunoștințe despre ceea ce se întâmplă în biserică, îl poți pierde. Cu el trebuie dialogat în cu totul alți termeni pentru a înțelege și mai apoi făcut pasul următor către ceea ce înseamnă, așa cum spuneam, taina spovedaniei, care urmărește vindecarea celui care a greșit. În taina spovedaniei, în acest proces de vindecare din punct de vedere spiritual, sunt anumite condiții pe care trebuie să le îndeplinească cel care vine la spovedanie, astfel încât să primească această iertare, să se restaureze din punct de vedere spiritual. Mă gândesc că una este asumarea greșelilor, pentru că de vreme ce vine acolo, vine într-un gest asumat. Cu siguranță, să recunoască că a greșit, să se căiască, pentru că pocăința, metanoia, cuvântul acesta din limba greacă, înseamnă schimbare. El vine cu gândul de a se schimba, de a renunța la tot ceea ce este rău, tot ceea ce i-a provocat starea aceasta de neliniște, pentru că e o tulburare interioară, sufletească, care nu-i dă acel minim de confort să se miște în fiecare zi. Și simte nevoia aceasta spirituală de a se vindeca și este important ca la final el să-și asume conștient că promisiunea pe care o face lui Dumnezeu de a nu mai repeta, chiar dacă se întâmplă,
le vedem fiecare dintre noi, că mergem la duhovnicul nostru și parcă e un făcut, repetăm aceleași lucruri și zic, Doamne, am promis lui Dumnezeu că nu le mai facem pe astea. Și trebuie să lucrăm, să consolidăm determinarea noastră de a nu mai călca pe aceiași pași de greșeală pe care am călcat. Siguranță. Deci acestea ar fi elementele necesare spovedaniei în vederea vindecării sufletești. Iar în cazul iertării, atunci când ne cerem iertare, este suficient, doamna Mangău, să ne asumăm, să spunem, am comis-o, iartă-mă? Nu este suficient. Aș vrea să răspund la întrebarea anterioară legată de că nu... psiholog și preot. Sunt două drumuri care, sau două, eu știu, lucruri care nu se exclud, da? În niciun caz, așa cum a spus și părintele, atunci când noi lucrăm cu clienții noștri, nu îi luăm jumătăți din ei, ci îi luăm ca întreg și toți oamenii au o parte spirituală, o parte religioasă chiar, doar că noi nu intrăm atât de adânc în partea aceasta religioasă și nu o canalizăm spre ceea ce credem noi, ci mergem doar pe partea spirituală a clientului nostru, da? Și atunci, cu siguranță că e o colaborare bună și frumoasă. Au fost situații în care, de exemplu, dacă o clientă a avut un eveniment neplăcut, chiar i-a decedat cineva și era într-un travaliu de doliu și la un moment dat a zis, simt nevoia să merg la biserică să aprind o lumânare și am spus, ok, fă asta, ce te oprește? Ce te ține să faci lucrul ăsta? Da? A doua întrebare, dacă rămânem doar la a ne asuma greșeala, cumva rămâi la jumătatea drumului. Da, ți-ai asumat greșeala, însă întotdeauna când ajungi să conștientizezi, este doar o parte sau jumătatea podului pe care este nevoie să-l parcurgi. Da? Este suficient este bine să conștientizezi, dar nu este suficient. Și atunci sunt și alte metode, în funcție de problema care, eu știu, s-a ivit sau o are respectivul client, există tehnici specifice fiecăruia prin care merge și îndreaptă în relația cu celălalt, începe să se accepte în relația cu el, da? Scrie o scrisoare cuiva care nu mai este, da? Sunt diverse tehnici prin care celălalt, clientul depășește, nu doar conștientizează, ci și face ceva în sensul de a depăși momentul respectiv. Iar la finalul dialogului nostru am să vă întreb din nou pe fiecare în parte sau am să vă rog să le spuneți telespectatorilor noștri de ce este esențial, de ce este important, de ce este vital să iertăm. Părinte, începem cu dumneavoastră. Pentru că suntem oameni, în primul rând. Iar omul are acest dat de a ierta. Altfel, cine nu poate ierta, eu cred că se golește de toată frumusețea cu care Dumnezeu l-a înzestrat. Pentru că toți oamenii sunt buni. Fiecare dintre noi avem sădit în interiorul nostru această bunătate. E un dar al lui Dumnezeu. Chiar dacă realitatea, lumea în care trăim ne arată că sunt și oameni care își ascund sau reușesc, nu știu, să pitule bunătatea asta, să o ascund acolo. Dar eu am această convingere. Și eu, așa cum spuneam, cred că este un lucru imperios necesar să-l împlinim, să iertăm. Da, Mangău? Dacă ne referim la iertarea
față de aproapele, aș vrea să vă spun să nu uitați că în momentul în care nu ați iertat, i-ați predat celui pe care nu-l iertați puterea minții dumneavoastră, pentru că pur și simplu mintea vă va fi ocupată cu această problemă, veți deveni obsedați de ea la un moment dat și lucrul acesta vă va afecta în primul rând pe dumneavoastră. Dacă stai să te răzbuni pentru ceea ce cineva ți-a făcut, gândește-te că două lucruri le pierzi. Unu, pierzi timpul și resursele pentru a te vindeca tu și cu cât te canalizezi mai mult pe această problemă, cu atât mai mult ea va deveni mai intensă și mai adâncă și mai dureroasă. Și mai apăsătoare. Exact. Vă mulțumesc foarte mult pentru sfaturi și pentru dialogul foarte interesant pe care l-am avut în dimineața aceasta. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați fost cu noi la Spirit și Credință. Să ne iertăm unii pe alții și să cultivăm în pământul inimii noastre bunătatea, pentru că această bunătate ne face să fim asemeni cu Dumnezeu. Săptămână binecuvântată tuturor, să ne vedem sănătoși, Doamne ajută!